munte înalt, un zid înalt. Face planuri și mai e ceva. Și lecția practică pe care o iau de la Pavel, cu care aș vrea să închei seara aceasta, este aceasta. Nu este nicio situație destul de rea ca să nu faci ceva bun. Nu este nicio situație din viața ta așa de urâtă ca să nu poți să scoți din situația aia ceva frumos. Amin? Uitați-vă cum se prezintă pe el și nu mă mai duc la Biblie, că o știți pe din afară. Pavel și Timotei era întemnițatul lui Iisus Hristos. Și pe urmă, 3-4 versete mai departe spune, îți scriu eu, bătrânul Pavel, întemnițat al lui pentru Hristos. Fraților, eu mâine mă duc pentru o analiză medicală și n-am chef de nimic. Asta era în pușcărie. Câteodată spunem, situația în care mă aflu e așa de tulbure că nu pot să fac ceva bun acum. Am problemele mele, să se mai gândească și alții la problemele lor. Situația asta e așa de urâtă că nu pot să zâmbesc, nu pot să mă gândesc să fac ceva frumos în situația asta. Să mă scoată Dumnezeu întâi de aici și o-mi vedea după aia. Nu Pavel. Pavel zice, măi, nu există nimic prea urât ca din acela să iasă, să nu iasă ceva frumos.